Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi a venit momentul să mai facem puțin curat în bibliotecă, așa cum am început să fac o dată pe an. O dată pe an mă uit foarte, foarte atent la cărțile pe care le am și iau niște decizii grele și anume de ce vreau să mă despart ca să fac loc unor cărți noi. Anul trecut, când am mai făcut un clip de genul ăsta, am și deschis un cont pe Instagram care se numește Irina Citește Shop, o să las linkul mai jos, în care voi pune la vânzare aceste cărți. Toate informațiile despre prețuri, despre cum puteți intra în posesia cărților, livrare și mai știu eu ce, se află pe acel cont de Instagram. Voi încărca toate aceste cărți diseară pe Instagram, la ora 6, așadar dacă vreți să fiți pe fază, mergeți atunci pe cont, pentru că vă merge pe principiul primul venit, primul servit. Veți vedea că în căsuța de descrieri voi pune link-uri pentru toate aceste cărți, ca să le puteți citi descrierile, să vă gândiți dacă le vreți sau nu, pentru că fiind atât de multe, o să mergem foarte repede prin ele astăzi. Dar, așa cum am zis, link-uri în căsuța de descriere. Bun, zic să-i dăm drumul. Bine este cât se poate de aleatoare, efectiv pe ce am pus mâna după ce am terminat de făcut pozele pentru cărțile astea și o să vă spun doar dacă le-am citit sau nu sau care sunt motivele pentru care le dau. Prima este și cea mai șocantă și după lucrurile promit că o să se potolească un pic, este vorba despre Find Me de Andre Aciman, carte în engleză, apropo, și o carte care mi-a plăcut foarte mult de sine stătătoare. Dar, dat fiind că ea este prezentată ca făcând parte din universul Call Me By Your Name și dat fiind că mi se pare că e ca nu cam perete în universul Call Me By Your Name, am preferat să o dau ca să uit că a existat vreodată o continuare de la una dintre cele mai frumoase cărți pe care le-am citit-o în viața mea. Dar, din nou, luată de sine stătător, este o carte absolut minunată, deci vă recomand cu tot dragul. A doua carte în limba engleză este Lobster de Tom Allen și Lucy Evenson, carte pe care o am de ani de zile în bibliotecă și pe care nu am citit-o. Știu că este un young adult mai quirky, care merge așa în zona de romance, dar efectiv o am cred că de 5 ani și nu m-a atras până acum. Așadar, e timpul să-i spun la revedere. O carte pe care tocmai am citit-o, i-am făcut o recenzie și o să las link-ul mai jos, este clar una dintre cele mai frumoase cărți pe care le-am citit în ultima vreme și anume Pe pământ suntem strălucitori, o clipă de Ocean Vuong. Eu am citit cartea asta în limba engleză și mai am un exemplar în română, așadar unul va ajunge pe shop. Și tot pentru că am un dublu exemplar, o să pun pe shop și Inima fetelor arde mai intens de Shoba Rao, cartea apărută tot la editura Storia, o carte pe care de-abia aștept să o citesc și eu, dar dat fiind că am un dublu exemplar, unul va ajunge pe shop. Și două cărți pe care le-ați mai văzut, dar am zis doar să vi le reamintesc, este Îndrăznește să conduci de Brené Brown, carte pe care vreau să o ascult în audiobook, deci de asta m-am hotărât să o dau, și Lavinia Braniște cu Interior Zero, cartea apărută la Polirom, o carte pe care am citit-o, dar care sincer nu mi-a plăcut atât de mult încât să vreau să o păstrez. O carte pe care am citit-o deja și care mi-a plăcut foarte, foarte mult este Cum să fii și una și alta de Ellie Smith. Motivul pentru care pun cartea asta pe shop este necitită, este faptul că am citit-o în limba engleză de la biblioteca de la British Council, așadar nu văd rostul de a o mai ține și în română. Următoarea este o carte pe care, din nou, o am de foarte, foarte, foarte mulți ani în bibliotecă și nu am citit-o și nu cred că voi mai ajunge la ea. Este vorba despre Cinder de Marissa Mayer. Știu că foarte multă lume este mare, mare fan Cinder, dar din moment ce nu am citit-o atâta vreme, nu cred că o să mă inspire să o aleg în viitorul foarte apropiat. Și dacă la un moment dat chiar o să vreau, probabil o să-mi iau în engleză și cu asta basta. Dacă sunteți fani Marissa Mayer sau ai genului young adult, cu siguranță este de pus pe listă. Un alt young adult care mi-a plăcut tare, tare mult, dar nu într-atât de mult încât să-l păstrez, este Inim Chimice de Crystal Sutherland. Știți deja că mie îmi place foarte mult de ea și de-abia aștept să mai apară și cartea nouă, dar asta nu mi-a plăcut chiar atât de mult ca o listă, așadar asta va ajunge pe shop. Și ca să continuăm seria de cărți young adult more or less, mai avem și Etajul 1000 de Catherine McGee, carte pe care, din nou, o am efectiv de cel puțin 5 ani, dacă nu mai mult. Nu am citit-o până acum, de fiecare dată când mă gândesc ce o să citesc, nu este pe listă. Poate ratez o carte foarte, foarte bună, dar
nu știu, mi se pare că în momentul în care o carte stă atâta vreme pe rafturile tale și nu este o prioritate, poate altcineva se va bucura mai mult de ea. O carte pe care am citit-o și am citit-o la momentul cel mai inoportun, cred, și anume fix când a început pandemia de COVID, este Station 11 de Emily St. John Mandel, carte în limba engleză. Este o carte despre o apocalipsă și de cum toată întreaga populație este decimată și cred că nu a fost momentul potrivit, pentru că fix în februarie anul trecut am citit-o, sau martie chiar. Dar știu mulți oameni pe care îi admir foarte tare, cărora le-a plăcut mult cartea asta. Așadar, dacă aveți chef de ceva un pic serios, un pic sci-fi, cu siguranță asta este pentru voi. Și trei cărți de care sunt extraordinar de încântată să le citesc, însă le voi citi 90% în format audiobook și de-aia le pun pe shop. Sunt trei cărți cam din aceeași colecție. În primul rând avem aici O educație emoțională de Alain de Botton, un volum coordonat de fapt de Alain de Botton, care face parte din The School of Life, și la fel încă două volume, Cum să creezi un cămin și Cum să gândești ca un antreprenor, din aceeași colecție. Așa cum am zis, toate astea, în primul rând că am o carte cu The School of Life, un fel de antologie, să zicem, pe care am primit-o de la Sandra, dacă nu mă înșel, de la The Hereabouts. Însă, aproape sigur, o să vreau să merg la audiobook-uri pentru cărțile astea. Și v-am zis, cel puțin asta cu căminul mi se pare o lectură super, super faină. Așadar, toate aceste trei cărți vor merge pe shop. Niște cărți citite și plăcute, dar nu într-atât de mult încât să zic că o să rămână la mine în bibliotecă. În primul rând, Mara Wagner, În spatele blocului. Mi s-a părut drăguță cartea asta, dar v-am zis, nu atât de mult încât să zic, da, vreau să o dau la toată lumea care îmi cere un autor român. Și același lucru aș putea să-l spun și despre Într-o zi orașul și Adoptă un canadian de Alec Bălășescu. Drăguță, dar nu cred că o să vreau să o împrumut tuturor oamenilor din jurul meu, așadar ajunge pe shop. Și exact același lucru îl putem spune și despre Elogiul în activității de Bertrand Russell. O carte pe care am citit-o cred că acum vreo 3 ani și mă așteptam eu să fie un picuț altceva decât a fost de fapt, așadar și asta va ajunge pe shop. Din nou, cărți citite și plăcute, dar nu suficient. Surpriză, aproape la fel de mare ca Find Me, Frankenstein de Jeanette Winterson. Mi-a plăcut jumate din cartea asta, deci fix jumătatea în care o avem pe Mary Shelley și scrierea romanului Frankenstein, însă partea modernistă m-a cam dezamăgit, recunosc. Dacă vreți însă să-i dați o încercare lui Jeanette Winterson, cartea știți unde este. O carte de care am vrut să-mi placă și începutul mi-a plăcut foarte tare, dar poate nu eram eu în dispoziția potrivită atunci, este Fabrica de păpuși de Elizabeth McNeil, o carte de epocă din toate punctele de vedere despre o fată care ajunge modelul unui pictor în toată zona aia de pre-rafaeliți, cred că se numesc în română. Și este o carte foarte frumoasă și poetică și foarte, foarte artistică, însă pe mine cel puțin nu m-a prins atât de mult, plus că este o cărămidă de carte și aveam totuși nevoie de ceva un picuț mai alert. Însă, dacă vă place genul ăsta potolit și relaxat și artistic și frumos, clar vă recomand. Un graphic novel data asta care mi-a plăcut mult, l-a citit și Andrei și lui i-a plăcut mult, însă am decis că nu vrem să păstrăm cartea asta în continuare. Avem alte graphic novels pe care vrem să le păstrăm și să le dăm mai departe, să le împrumutăm oamenilor din jurul nostru. Este Fantoma Aniei de Vera Brosgol, cartea apărută la noi la editura Art. Este o poveste super drăguță despre o puștoaică care întâlnește o fantomă într-o groapă dintr-o pădure și această fantomă ajunge să își petreacă câteva săptămâni, cred, cu ea. Dar personajul nostru principal descoperă tot felul de lucruri dubioase din trecutul acestei fantome. Este o carte simpaticuță, se citește foarte, foarte repede și dacă vreți să încercați un graphic novel și nu ați mai făcut-o până acum, clar este de încercat. Plus că desenele sunt faine, îmi place mult că e alb-negru, chiar îmi place foarte mult asta. Și o carte pe care nu am citit-o, dar o dau pentru că vreau să o citesc în engleză, este A avea și a nu avea de Ernest Hemingway, cartea apărută la Polyrom. N-aș ști exact să vă spun de ce nu are supracopertă cartea asta și sincer nici nu mai știu să vă spun exact cum a ajuns la mine, dar
cui fi luat-o de pe la un anticariat sau ce s-a întâmplat, dar oricum vreau să citesc mult mai mult Hemingway decât am citit până acum, însă în limba engleză. Două cărți scrise de același autor, două cărți pe care le-am citit și jumătate, ca să zic așa. Prima mi-a plăcut extraordinar de mult, am o recenzie pentru ea, dar o am cred că în 3 exemplare deja, este Un bărbat pe nume Uwe de Frederick Bachmann. A fost cartea mea preferată din anului de acum 2 ani, cred, sau 3. Nu am cuvinte să vă spun cât de frumoasă e cartea asta și cum cred că toată lumea ar trebui să o citească, așadar, clar, clar, musai trebuie să puneți mâna pe ea. Dar o carte scrisă de același autor care nu mi-a plăcut este Scandalul, pe care am și lăsat-o pe la jumate, deci cartea asta este pe jumătate citită, asta e nouă-nouță, dar asta nu m-a prins. Stilul, da, este același, însă povestea nu mi-a zis mie nimic. Avem o comunitate de hocheiști, practic, dintr-un mic orășel suedez, și viața lor și lucrurile care se întâmplă acolo, dar nu am putut eu relaționa absolut deloc cu cartea asta. O altă carte pe care o am în de mii de exemplare este Cuvinte în albastru intens de Kath Crowley, carte tradusă de subsemnata, pe care cel mai probabil o am adunat în familia mea în vreo 4 exemplare. Eu am unul singur și sincer de unul am nevoie, așadar ăsta este ultimul exemplar extra, să zicem, din cartea asta care va ajunge pe Irina Citește Shop. O carte pe care o cumpărasem ca să o fac cadou la un moment dat și nu am mai ajuns să ofer cadoul respectiv și nu cred că e genul meu de carte, este Power Systems de Noam Chomsky. Dacă vă interesează politica, dacă vreți să citiți gândurile probabil unuia dintre cei mai faimoși gânditori din zilele noastre, este de încercat. Eu îl admir foarte, foarte tare pe Chomsky pentru partea de lingvistică, dar recunosc că, din punct de vedere politic, mi se pare un picuț extremist, dar ce-i drept nici nu am citit sau nu am ascultat atât de multe despre zona asta. Cu toate astea, dacă vă interesează, nu știu, societate, politică, guvernare, este de încercat. Și la pol diametral opus, nu știu, mi se pare amuzant cum am pus mâna pe ea, deci îl avem pe Chomsky și o avem pe Jojo Moyes, practic. Paris for One, o carte care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, i-am dat, cred că, 4 stele din 5, este sirop de la un capăt la celălalt și am citit-o, cred că, vara trecută, când fix de un sirop aveam nevoie. Am zis că mi-a plăcut mult cartea asta, dar motivul pentru care o dau este că, 1, nu o să o mai recitesc eu și, 2, uitându-mă la oamenii din jurul meu, nu văd cine altcineva ar mai vrea să o citească fiind într-atât de sirop. Poate mama, dar mama nu citește în engleză, așadar n-am ce să fac din punctul ăsta de vedere, dar foarte, foarte, foarte mult mi-a plăcut cartea asta și sper să bucure pe cineva la fel cum a bucurat și pe mine. Și o carte pe care am spus de câteva ori că, sincer, nici nu mai știu dacă am citit-o sau nu, și asta este un semn că trebuie să mă despart de ea, dacă nici măcar nu mai îmi spune nimic cartea asta, este Cerul e pretutindeni de Jandy Nelson, cartea apărută la noi la Epica. Și face parte din acea serie de cărți de la Epica pe care l-am primit acum foarte multă vreme și de care nu m-am mai atins de ani de zile. Am păstrat câteva din seria aia, care îmi sună acum mai bine, însă asta ajunge pe shop. Și odată cu ea, sora ei, și anume Îți voi dărui soarele, pe care cred că am citit-o, sunt șanse mai mari să o fi citit pe asta decât pe cealaltă, însă, din nou, nu mi-aduc aminte absolut deloc și nici descrierea nu îmi spune nimic. Am cumva o amintire că aș fi citit cartea asta, dar este blank total, dacă m-ați întrebat despre ce e vorba. Dar, din nou, dacă sunteți la vârsta adolescenței sau dacă aveți adolescenți în preajmă care vor ceva mai cute, mai romantic, astea sunt cu siguranță de citit. Și ca să rămânem un picuț în zona young adult, vedeți, practic, e o temă în acest book unhaul, am 3 cărți pe care nu le-am citit sigur, deci de astea sunt sigură că nu le-am citit. Una dintre ele din acea serie de care vă ziceam mai devreme este 10 respirații scurte de K.A. Tucker. Asta este primul volum și din păcate nu le-am pe celelalte cât să dau întreaga serie, dar nu cred că o să fie
genul meu de carte, oricum, apropo, las link-uri, dacă vreți, descrierile tuturor acestor cărți în căsuța de descriere. Și două cărți, primele două cărți, de fapt, primite vreodată de mine, de la editura Storia, prima mea colaborare cu cei de la Storia, și acum dacă stau să mă gândesc, mai că îmi pare rău că le dau din motive sentimentale. Prima dintre ele ar fi Spune-mi trei lucruri despre tine și a doua este Salvând-o pe Francesca. De Melina Marchetta am mai păstrat o carte și anume Șoseaua Jellicoe, pentru că am înțeles că este un pic mai dark. Astea două sunt young adult, romantice, clasice, tipice. Însă, știindu-le pe fetele de la Storia, mă aștept să fie mai puțin sirop decât alte cărți romance, young adult. Asta cel puțin, Salvând-o pe Francesca, cred din descriere că are niște elemente oricum un picuț sociale. Asta este mai siropel decât cealaltă. Două cărți scrise de același autor, din care mai am încă vreo două sau trei, sunt cărți pe care le dau pentru că tot așa nu am citit autorul ăsta deloc și dacă o să ajung la el, pentru că v-am să mai păstrat câteva cărți de el și o să-mi dau seama că este autorul meu preferat, atunci o să-mi recumpăr cărțile astea. Dar avem două cărți de Guillaume Musso și anume Un apartament la Paris și Fata din Brooklyn. Din câte am înțeles, Guillaume Musso scrie un fel de thriller mai light, romane polițisto-detective, dar un picuț mai light. Sincer, din câte am mai citit eu thrillere, mie îmi plac alea mai puțin light. Adică îmi plac thrillerele psihologice foarte mult, îmi place să fie acolo cu multă ură și sânge și crime. Așadar, aș vrea să încerc un Guillaume Musso la un moment dat, dar nu sunt foarte sigură că este stilul meu de carte, deși probabil este unul dintre cei mai faimoși autori ai genului ăstuia, cel puțin. Dar am zis, dacă o să-mi placă foarte tare, cu siguranță o să mi le recumpăr. Încheiem cu patru cărți pe care le-am citit și despre care v-am mai vorbit pe canalul ăsta. Prima dintre ele fiind Jurnalul unui librar de Sean Bythell, carte pe care de fapt am ascultat-o în format audiobook și tocmai de asta, asta este nou-nouță. Mi s-a părut simpatică cartea asta, dar aveam așteptări mai mari de la ea. Practic, este Jurnalul unui librar, așa cum îi spune și numele, cu toate gândurile despre industria de carte, despre clienții lui, despre cărțile lui. Simpatică, dar mă așteptam la ceva un pic mai mult. Și tot așa, mai mult, mă așteptam de la Călătoria oamenilor cărții de Olga Tokarczuk, cartea apărută la noi la Polirom. Această autoare a primit premiul Nobel în 2018 și am auzit numai lucruri bune despre ea. Cred că este super, super, super talentată. Însă cartea asta cred că nu-i face cinste și e posibil să fi început eu prost, pentru că multe lume mi-a zis să încep cu altceva, dar eu am zis că încep cu una mai subțirică și mai ușurică și se pare că am făcut rău. Așadar, ajunge pe shop. Și ultimele două cărți pe care vreau să le dau sunt tot cărți pe care le-am în dublu exemplar și cred că nu are rost să le țin. Prima dintre ele este despre Tristețea femeilor frumoase de Andrei Ruse. Mi-a plăcut foarte mult cartea asta, am citit-o și vreau să o păstrez tocmai pentru că mi-a plăcut foarte mult, dar o mai am într-un exemplar. Și tot așa, în dublu exemplar, am Repertoarul amorului, 69 de povești de dragoste din istoria lumii, de Stelian Tănase. Vreau să ajung și la cartea asta, dar așa cum am zis, o mai am o dată, așadar nu are rost să țin două exemplare, prin urmare, unul dintre ele va ajunge pe Irina Citește Shop. Bun, cam astea sunt cărțile de care eu mă voi despărți în perioada asta ca să fac loc unor cărți noi, pentru că simt că nu am mai făcut așa un shopping de cărți ca lumea de foarte multe vreme și vreau să-mi reîmprospătez un picuț rafturile, așadar probabil vom avea și un book haul cât de curând. Dacă vă tentează ceva, nu uitați că toate aceste cărți vor fi disponibile diseară pe Irina Citește Shop, pe Instagram, unde aveți și toate detaliile cu privire la cum puteți face aceste achiziții. Da, cam astea sunt. Noi ne auzim săptămâna viitoare cu un alt videoclip și până atunci nu uitați să citiți lucruri faine și noi ne auzim pe Instagram. Bye!